Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru weekend. În această perioadă avem acea conjuncție frumoasă între Soare și Jupiter, mai exact sâmbătă, și se spune că este cea mai norocoasă zi din an. E interesant că este exact în ziua lui Saturn. Saturn, care este în vărsător în momentul de față. Nu e nimic negativ în asta, bineînțeles. Însă, poate e un moment de vindecare așa pentru noi toți, un moment în care poate avem o sclipire în mintea noastră, de ce nu, care ar putea să ne ajute destul de mult, aș spune eu. Bun, hai să începem să vedem exact despre ce este vorba. Avem așa echilibru, avem marele preot și ziua de sâmbătă este despre vindecare, despre credință, despre echilibru, despre pace, dar în egală măsură, tot ziua de sâmbătă vorbește și despre a lăsa de la noi, a da de la noi pentru a umple sufletul celuilalt. Să știți că poate fi o perioadă așa destul de frumoasă pentru noi toți, mai ales ziua de sâmbătă. În schimb, repet, are și conotații ușor mai puțin așa pozitive, ca să spun. Deoarece, dragilor, nu uitați, Jupiter acolo în Pești, adevărat, ne oferă vindecare, ne oferă mare noroc, dar ne oferă și iluzii în egală măsură sau o predispoziție, iarăși mare atenție pe tot ce înseamnă în consum, da, de cafea, de substanțe și așa mai departe, nu neapărat noi și noi, dar în jurul nostru în general, pentru că este o zi în care putem avea predispoziție pentru a face exces sau pentru a încurca paharele între ele, borcanele între ele, cum s-ar spune. Este și o zi a visării în egală măsură, dar așa, general vorbind, este o zi de sâmbătă bună. Eu vă spun și aceste conotații mai puțin pozitive ca să știți să fiți atenți. Că dacă sunteți atenți, nu se întâmplă absolut nimic. Da? Astrele predispun, iar omul dispune. Mergem mai departe pentru ziua de duminică, care este foarte intensă. Avem îndrăgostiții, data de 6, și energia generală este diavolul, adică toate numerele adunate dau 15. Bun, o zi cu ambiții. O zi destul de intensă, destul de profundă. Tot felul de tentații care pot veni, dar să știți că dacă ieși și cunoașteți vreo persoană în data de duminică sau aveți vreo întâlnire, acum personal vorbind, pentru cei care nu doriți viață personală, dați mai departe. Dar nu am mult de vorbit, dar trebuie să spun și acest aspect. Mare atenție, pentru că e o zi a dependențelor, iar dacă aveți ocazia să vă faceți o relație în ziua de duminică, încercați să fiți atenți, pentru că ea se poate baza pe tot felul de atracție, știu eu, sexuală sau atracție care ține de anumite lucruri toxice. Da? Poate fi și o relație toxică. În relațiile toxice, iarăși, o să se simtă lucrurile mult mai intens în această zi. Pentru unii, posibil, chiar, nu știu, să aveți un moment de conștientizare, de eliberare. E un weekend așa, de la alb la negru, de la extaz la agonie, cum s-ar spune. Extaz ziua de sâmbătă, duminică, da, mergem pe ideea aceasta de agonie. Duminică este ziua soarelui și soarele momentan este în Pești, este foarte bine acolo, nu se simte el fantastic, dar oricum ar fi, ne oferă destul de multă tendință așa spre izolare, spre dorință de a ne sacrifica, de ce nu. Și iarăși, atenție atunci când discutăm de excese în ziua de duminică, mai ales atunci. Excese de iubire, excese alimentare, excese care țin de zona cumpărăturilor, excese care țin de confort. Deci e un, mă rog, e o zi în care dacă suntem atenți la aceste aspecte, chiar putem să păstrăm o energie foarte bună între noi și ceilalți, în general vorbind. Acum, na, când e vorba de relații toxice, nu mă refer neapărat la relațiile de dragoste. Și o relație de prietenie poate avea acolo ceva toxic, de ce nu? Iarăși.
Bun, dragilor, vă mai reamintesc că a apărut un canal nou de YouTube, Stars Tarot. Este tot canalul nostru, că au început să vină deja și pisicile pe acolo și deja mi-ați scris unii dintre voi da, că v-ați dat seama că eu eram. Vă invit cu drag și acolo. Acolo sunt etalări generale, poate vor fi și în variante de răspuns, nu știu, cu siguranță o să fac la un moment dat. Sunt postate etalări generale. Am preferat să mai fac un canal ca să nu vă amețesc aici să postez 4-5 filmări pe zi sau mai știu câte apar și apoi voi, dacă vreți să vă căutați Zodia, nici nu mai înțelegeți despre ce e vorba pe canal. Deci acesta rămâne pe Zodii, rămâne cu filmări zilnice, săptămânale, lunare, deci toate filmările rămân aici, doar că pe acel canal vor fi postate filmările acestea care sunt etalări generale. Știu că unii dintre voi le preferați, alții nu, și atunci cei care preferați doar pe Zodii rămâneți doar pe acest canal. Cei care vreți, eu știu, mesaje suplimentare, poate vă regăsiți acolo în titlu, în ceea ce spun, vă invit cu drag pe canal să vă abonați acolo și să vizualizați citirile care vă interesează pe voi. De asemenea, mai este și acel canal Horoscop Soare și Lună. Să știți că proiectul nu este încheiat. Acolo să știți că vor apărea, nu știu în cât timp, horoscoape lunare pentru toate zodiile, dar horoscop, fără cărți de tarot, doar analiză astrologică. Așa că stați aproape, vă mai pregătesc și un proiect așa mai magic, aș spune eu, care poate ajunge și în casele voastre și care vă poate ajuta enorm, enorm de mult. Așa că stați aproape, noi vă pregătim surprize frumoase, pisicile sunt și ele aici, mă susțin energetic, sunt alături de noi, mai fac și divertisment la filmări. Bun, dragilor, acestea fiind spuse, eu vă îmbrățișez cu drag, să aveți un weekend binecuvântat și să ne vedem la zodiile pe care vreți voi să le accesați. Dragii mei verveci, hai să vedem pentru voi ce vă pregătește acest weekend. Și aveți Regina de Spade. Este un weekend în care unii berbeci posibil să vă mai izolați puțin, să fiți ceva mai reci, așa, mai detașați, poate să vreți să clarificați o anumită situație și energia generală este diavolul. Unii e ca și cum vă cam săturați, cel puțin în acest weekend, să tot stați într-o relație toxică. E vorba de o relație care durează de ceva timp pentru unii berbeci sau pur și simplu discutăm de tot felul de situații de blocaj în care ați fost pus. Și acum, în sfârșit, parcă vreți să clarificați lucrurile, vreți să spuneți lucrurilor pe nume. Regina de Spade vine și clarifică o situație, vine și impune respect, spune, uite, eu vreau asta, asta și cu asta. Ia să vedem aici. Moartea, da, discutăm despre un final, o transformare, ceva se încheie, ceva se termină, dragi berbeci, și tare tind eu să cred că voi sunteți cei care puneți piciorul în prag și spuneți gata până aici, mai ales dacă e vorba de o relație toxică sau de ceva care nu vă place vouă, acum e momentul. Și e și cu vindecare. Ce anume se întâmplă? 6 de monede. Un cadou pe care îl primiți sau pe care îl oferiți. Niște bani pe care e posibil să-i primiți sau să îi oferiți. De ce nu? 6 de monede vorbește de un echilibru, da? Din punct de vedere material. Ia să vedem despre ce e vorba. Poate mergeți la o petrecere, la o zi de naștere, unii berbeci, alții, cine știe, poate vreți să vă cumpărați ceva pentru a petrece, pentru a vă simți bine. Nu neapărat acum să mergeți la o petrecere, dar pur și simplu vă cumpărați ceva bun ca să serviți voi în casă, în timp ce savurați un ceai, citiți o carte și așa mai departe. Pentru alții, posibil chiar să aveți parte de o întâlnire, de o petrecere, auziți de o reușită, de o veste bună, care se poate petrece undeva la un drum lung. Rezultatul final, aveți Regina de Bâte. Foarte pozitiv sunteți în acest weekend. Pentru doamne, în mod special, să știți că este o perioadă așa în care aveți foarte mult chef să vă distrați, să vă asumați anumite lucruri, să vă simțiți bine. Ia uitați, apare o nouă idee în mintea voastră care este foarte, foarte stabilă, dragilor, și care, ia uitați, vă poate ajuta foarte, foarte mult.
apare o nouă monedă pentru regina de bâte, pentru voi, doamnelor și domnișoarelor. Pentru domn poate apărea o persoană nouă, ori o colegă de muncă, ori o persoană împreună cu care vreți să construiți ceva, vreți să faceți ceva. Bineînțeles, poate deja cunoașteți această persoană și acum e un moment de vindecare. E un moment în care aveți voi aici un element de siguranță. Un element de siguranță și parcă vreți să construiți totul de la zero în urma unor situații mai puțin plăcute, da? Poate ați avut vreo relație mai puțin plăcută sau a fost o situație din partea prietenilor, de la locul de muncă și așa mai departe. Hai să vedem, dragii mei tauri, ce faceți voi în acest weekend. Situația, turnul, sunteți puși pe a face curățenie, să nu spun altceva. Hai să vedem, energia generală, doiul de bâte. Unii tauri posibil s-au zis de o răsturnare de situație, da? Poate fi și o petrecere, da? Sau ceva frumos. Ceva care ține de zona internetului, de o distanță mare, de o așteptare mare și posibil pentru unii tauri, dacă ați fost puși în așteptare dintr-un anumit punct de vedere, acum e momentul să se termine această așteptare. E ca și cum unii tauri auziți de o răsturnare de situație, de un turn care se dărâmă, adică niște planuri, o relație, dar ceva care, ia uitați, ceva care este de destin pentru voi. Acest turn pur și simplu vine și vă repune, dragii mei tauri, pe drumul vostru. Chiar dacă sunteți ușor stresați, de-aia uitați ce victorie frumoasă aveți, ce victorie frumoasă aveți și ce impunători sunteți. Optul de monede, ce anume se întâmplă? Unii tauri lucrează în acest weekend. Ori aveți de lucru, mergeți la muncă, ori pentru alți tauri, parcă vă pregătiți aici pentru un drum lung, vă pregătiți pentru ceva anume. Opt de monede iarăși vine și vă spune că aveți mai mult de lucru prin casă, vă apucați de curățenie, știu eu, sau pur și simplu lucrați pe internet, la distanță, sau, așa cum am spus, vă pregătiți pentru o călătorie. Unii tauri posibil să plecați, nu neapărat în acest weekend. Plecați voi undeva anume și vreți să lăsați lucrurile în ordine. Poate fi undeva la distanță. Dar lucrați la ceva pentru un termen mai scurt, adică pentru următoarele zile, cum s-ar spune, pentru următoarea săptămână. Rezultatul final, optul de spade. Vă văd aici ușor blocați, dragii mei tauri. Posibil să fiți blocați între acte, între aceste activități pe care le aveți voi de făcut. Poate chiar această așteptare mai mare, posibil să vă fac să vă simțiți ușor blocați. Și văd aici că pentru unii dintre voi, posibil să vă simțiți ușor blocați într-o relație sau într-o situație în care se cere să vă împărțiți într-un mod egal între minte și inimă, între două situații, două relații. Da, dragi tauri, poate e bine să încercați să vă concentrați mai mult pe inima voastră, pe ceea ce simțiți și să lăsați deoparte, eu știu, tot felul de dependențe care ar putea să apară. Ziua de duminică vă găsește aici destul de prinși într-o situație anume. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Și aveți așa situația, 7 de spade, ia uitați ce fugiți voi aici ca să vă urmăriți interesul. Vă sustrageți dintr-o situație și energia generală este steaua. Unii gemeni, văd că sunteți foarte dornici aici de o întâlnire cu un bărbat sau posibil unii să aveți de-a face cu două personaje sau să auziți ceva de un cuplu. Este un cuplu care este format dintr-un bărbat foarte plin de viață, foarte pozitiv, un bărbat iubăreț și o femeie care este mai specială, este o femeie care este autentică, știe ce vrea. Ăsta e motanul, da? Că știți că la voi la zodie ori vine, ori face ceva. Și aici vă spuneam eu că vă urmăriți voi propriul interes. Ia să vedem, dragii mei, ce meni încotro vă îndreptați. Da, vă urmăriți propriul interes atunci când vine vorba de zona voastră profesională. Văd că ceva nu vă place, ceva s-a întâmplat sau ceva se întâmplă și parcă sunteți determinați să fiți mai serioși, să lucrați mai cu spor și, de ce nu, unii gemeni posibil să încercați să întoarceți toată situația în favoarea voastră, adaptându-vă noilor reguli sau noilor circumstanțe din viața voastră. Ce anume se întâmplă? Optul de cupe. Ia uitați aici că lăsați în urmă ceva în care ați investit voi mult, o relație, un proiect.
posibil unii gemeni chiar să mergeți la cineva, nu știu, să lăsați lucrul sau să lăsați ceva la care lucrați voi și să mergeți într-o vizită, să mergeți să vă întâlniți cu cineva, iarăși pentru alți gemeni. Și ia uitați ce frumusețe aici apare. Un nou început, o eliberare, un curaj mare pe care îl aveți. Rezultatul final, regele de spade, și vă faceți și niște planuri foarte bine puse la punct, care sunt așa de viitor. Ia uitați cu steaua aici, deci sunt de viitor aceste planuri. Ia să vedem, dragi gemeni. Da? Ia uitați ce decizie radicală luați, mai ales dacă sunteți bărbat. Dacă sunteți femeie, posibil să fie o zi în care sunteți mai... Mă rog, sau intrați în contact cu o persoană de la drum sau cineva face un drum către voi. Vă văd foarte pozitivă, foarte plină de viață, dar văd aici că ceva se decide foarte serios într-o relație, într-o situație. Unii posibil să dobândiți o poziție mai înaltă sau să simțiți o siguranță mai mare pe voi, mai ales dacă sunteți bărbat, în urma acestei noutăți. Poate e o idee nouă care vă vin și vă poate ajuta să vă stabilizați. Dragii mei raci, hai să vedem pentru voi. Și aveți așa situația, regina de bâte. Bun, e un weekend în care voi aveți chef să vă distrați, să vă simțiți bine. Ia uitați, în familie sau cu un grup de oameni. Văd o adunare de femei și o surpriză foarte mare pe care o aveți voi aici. Bun, ce anume se întâmplă este cavalerul de cupe. Cineva vă vine în vizită sau voi mergeți să vă vedeți cu cineva, dragii mei raci, în acest weekend. Hai să vedem ce e cu regina de bâte. Ce se întâmplă aici? Ce e cu ea? Da? E vorba de o persoană dintr-un drum scurt, hopa, care vine către voi sau de o persoană de la distanță care vă dă veste. Ia să vedem ce e cu acest cavaler de cupe. Cine vine către voi? Ia uitați, unii raci posibil chiar să aveți niște discuții serioase cu cineva din familie care țin de o căsătorie, de o oficializare a unei relații, iar alți raci posibil s-au auzit de o persoană de la drum care parte de o victorie, de o reușită și vine către voi să vă spună acest lucru. Rezultatul final, judecata, un weekend în care iarăși puteți să discutați diferite lucruri împreună cu persoanele din familie, să hotărâți ceva foarte important pentru voi, ceva care v-ar putea ajuta extrem de mult, ca să spun așa. Da? Ia uitați ce decizie radicală se ia. Lucrurile se clarifică pentru cei mai mulți raci și au legătură cu o alegere care ține de a cumpăra ceva care costă mult sau o alegere care are legătură cu banii. Și lucrurile, să știți că se clarifică și merg foarte, foarte frumos în acest weekend pentru voi. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend și aveți un 6 de monede, un weekend în care sunteți puși pe cumpărături sau poate așteptați niște bani alții dintre voi. Posibil să fie vorba de niște bani care țin de un copil, care țin de o persoană mai tânără pentru alți lei. Hai să vedem exact ce-i cu acest 6 de monede. Faceți acte de caritate, ce faceți acolo? Da? E vorba de faptul că vreți să puneți punct la ceva, să vă apucați să lucrați și să faceți schimbarea, să faceți drumul iarăși pentru alți lei. Poate așteptați niște bani de undeva de la drum sau vă luați un bilet ca să mergeți undeva. Ce anume se întâmplă? Puterea, văd aici. Alții posibil să așteptați niște bani de la cineva de la drum. Puterea, dragii mei lei, aici văd că ceva vă provoacă sau pur și simplu sunteți în elementul vostru. Parcă simțiți că în sfârșit sunteți pe drumul vostru, sunteți acolo unde trebuie și ia uitați, e vorba de o relație care vă face pe voi să fiți într-un anume fel. Parcă e ceva care are legătură cu o femeie, dar și cu o activitate diferită pe care o faceți sau o speranță diferită pe care o aveți în legătură cu ceva de destin. Rezultatul final, aveți un 5 de cupe. Uf, da, ceva se dărâmă aici. Poate fi, eu știu, un weekend în care vă gândiți mai mult spre trecut, spre ce s-a dărâmat, spre ce s-a întâmplat, dar, dragii mei lei, e bine să vedeți imaginea de ansamblu a lucrurilor și să vedeți și partea pozitivă a lor. Ia să vedem ce s-a dărâmat aici. Ce s-a dărâmat? S-a luat o decizie sau a fost un moment de judecată de apoi, adică s-au decis lucrurile așa la rece undeva anume și ia să vedem noi ce aveți voi în picioare. Și s-a întors singur, ia uitați ce aveți în picioare, o monedă, un nou început, ceva stabil.
Deci încercați, ia uitați, dragii mei, încercați să mai schimbați puțin gândirea. Soarele tatăl vostru face o conjuncție cu Jupiter, marele benefic, marele noroc din zodiac, deci vă ajută mult mai mult decât vă imaginați voi. Dragi fecioare, voi aveți nebunul. Unde plecați? Un weekend în care aveți un curaj absolut fantastic, vreți un nou început, vreți ceva diferit și aveți și un as de monede, wow, apare o șansă, o oportunitate, vă vine cineva în vizită, încercați, mâncați ceva nou, faceți ceva nou, ia uitați câte vești frumoase vin, vești de noutate, cuvinte de laudă, de apreciere, ia uitați aici și voi vă simțiți eliberați, vă simțiți într-un mare, mare fel. Cu un curaj fantastic de a spune lucrurilor pe nume, ia uitați, e vorba de nașterea unui copil, nu știu, auziți, de o surpriză plăcută, de o stabilizare, probabil a unei stări de sănătate sau o stabilizare atunci când vine vorba de o relație. Ce anume se întâmplă? Cinciul de cupe. Ia uitați că ceva se dărâmă aici și la voi. Ia să vedem ce se dărâmă, ce rămâne în picioare. Prea multe cărți. Ce se dărâmă? Ce se dărâmă, da, e vorba de ceva ce tot ați așteptat, oricum vă ținea în loc, vă simțeați blocați, ceva care vă obosea și ia să vedem, parcă vă era vă o teamă că se dărâmă și s-a dărâmat sau se dărâmă în acest weekend. Și ce aveți în picioare? Ia să vedem. Da? Ia uitați câte oportunități aveți, e vorba de o arcană majoră. Fecioarele sunt ușor provocate în acest weekend și anume că parcă aveți de lucru cu mâinile sau e vorba de ceva care ține de o noutate plăcută care vine din partea unor două femei, o întâlnire, poate voi și o anumită persoană, vă întâlniți, ciocniți o cupă, ia uitați cât de frumos e aici, deci nu vă mai uitați doar spre ceea ce nu-i plăcut. Încercați să vedeți că întâlnirile acestea pe care noi le avem cu un vecin, cu un prieten, faptul că cineva ne dă un telefon, să știți că nu sunt degeaba, adică dacă stăm și suntem deschiși la ele, cu siguranță avem ceva de învățat din această poveste. Rezultatul final, aveți 6 de monede, dragi fecioare. Aici văd că probabil ori vă cumpărați ceva frumos în acest weekend, ori aveți niște bani de dat. Ia să vedem noi ce-s cu acești bani aici, îi dați, îi primiți, ce faceți cu ei. Da? E vorba de o noutate, nu știu, unii poate chiar vă gândiți să investiți în ceva sau poate vă cumpărați ceva nou care ține de haine, de mâncare. Da? Aici valetul de monede vine și vă spune că e posibil să învățați o nouă metodă de a face bani sau să aflați de ceva cu totul și cu totul aparte. Ceva care vă pasionează, vă dă putere și unii posibil să aveți parte de o întâlnire mai romantică. Cine știe, poate cu un bărbat mai sensibil din fire. Cineva vine, vă aduce un cadou și uitați că lucrurile se mai stabilizează. Sau voi mergeți undeva, cine știe. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi. Și aveți așa, situația 6 de monede, dragi balanțe, și pentru voi e un weekend cu bani, nu știu, cadouri. Ia uitați, unii posibil să primiți un colet sau să primiți ceva care vine de undeva de la distanță sau e ceva care ține de zona tehnologiei. Poate e ceva pentru un cuplu sau ceva ce vă doriți voi foarte mult. Poate e ceva pentru persoana iubită, știu eu. Pentru alții posibil să găsiți o metodă inedită, ceva mai special, ceva care ține de lumea în care trăim, prin care să reușiți voi să faceți bani. Ia uitați, e vorba de un nou început, într-o situație mai puțin plăcută. Cine știe, unii poate reușiți să ajungeți la o înțelegere cu cineva, nu știu, poate trebuie să dați bani cuiva sau așteptați voi niște bani. Și văd că decizia se ia. Ce anume se întâmplă 8 de monede. Aveți ceva de lucru aici, sunteți atenți la detalii, poate chiar lucrați la ceva, reparați ceva, a venit și motanul. Văd aici o transformare mare care apare pe zona locului de muncă, ceva se încheie, ceva se termină, dragi balanțe, pentru voi. Rezultatul final, 3-ul de spade. Văd că ceva nu vă place, ceva nu vă convine, da? O noutate care a apărut. Unii posibil să nu fiți deschiși la această situație care apare în viața voastră și să vă simțiți ușor blocați. Dar de ce vă simțiți blocați? Vreau să știu.
Da, posibil chiar să vă luați așa un moment de pauză, de respiro și să stați așa să analizați lucrurile. E ceva care nu vă place vouă și care ține de zona locului de muncă. Ceva aveți de împărțit voi aici. Da? Și poate fi ceva care ține de locul vostru de muncă. Posibil aici să apară transformările. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Motanul mă mușcă, vrea atenție ce să-i fac. Și vrea să mă și vedeți. Ține cu voi. Ce să spun? Hai să vedem. Situația, justiția, wow! Dragii mei scorpioni, hotărâți ceva foarte important, ceva ce ține de familia voastră, de iubirea voastră, știu eu, pentru alți scorpioni, da? Ceva care, eu știu, poate ține iarăși de iubirea voastră, poate e vorba de o decizie pe care o luați într-o situație toxică, ceva care oricum s-a încheiat de mult, dar probabil mai erau niște elemente acolo care țineau lucrurile în loc. Ia să vedem, dragii mei scorpioni, despre ce este vorba. Alții posibil să fiți îndreptați spre două activități. Ia uitați ce noutate plăcută apare aici la orizont. O veste de pace, o veste frumoasă, de iubire. Ce anume se întâmplă? Nouă de cupe. Ia uitați ce mulțumiți sunteți voi aici, dragii mei scorpioni. Mulțumiți, împliniți. Mare atenție să nu vă lăsați, eu știu, sub influențele unei persoane care ar putea să profite din punct de vedere emoțional de voi. Văd o mulțumire și o împlinire mare care ține de zona banilor. Poate fi ceva care ține de o casă, ceva care costă mult sau o veste bună pe care o primiți voi. Dar e într-o situație în care ați acționat într-un mod diferit sau într-o situație de blocaj. Și ia uitați aici că sunteți prinși voi între două situații. Asta posibil să se întâmple sâmbătă, iar rezultatul final este steaua. Ia uitați aici ce frumos sunteți aspectați. Posibil să fie vorba de o dorință mare pe care o aveți voi și care ține de casa voastră. Unii posibil să intrați în contact cu o persoană foarte autentică sau posibil chiar o speranță de-a voastră să înceapă așa să capete contur. Și ia uitați ce plin de viață sunteți. Ce plin de viață sunteți, posibil să intrați în contact cu o persoană dornică de aventură, dornică să se afirme. Poate să fie vorba de voi dacă sunteți femeie, dacă sunteți bărbat, știu eu, poate aveți de-a face cu asemenea femeie. Este o persoană înțeleaptă, o persoană care știe ce vrea, dar văd aici un proiect care pur și simplu merge într-o direcție bună. Iar unii scorpioni posibil să reușiți să dobândiți o independență din punct de vedere material. Posibil chiar să fie vorba de un noroc fantastic pe care îl aveți atunci când vine vorba de un proiect pe care îl aveți în desfășurare, de un copil, de ceva care ține de zona iubirii. Deci aici apare norocul la voi în acest weekend și asta este foarte, foarte bine. Dar atenție la dependențe, atenție la excese, în special în ziua de duminică. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Situația 3 de bâte. Faceți un drum, dragi săgetători. Vă vine cineva de la drum, faceți niște planuri. Planuri pentru o speranță mare pe care o aveți voi. Ia uitați, și voi ați fost într-o perioadă așa mai puțin plăcută și acum, în sfârșit, parcă această speranță pe care o aveți voi începe să prindă contur. E un vis de al vostru care e aproape, aproape realizabil. Ia să vedem despre ce-i vorba. Da? Ia uitați ce încredere în voi vă oferă această situație. Probabil niște planuri pe care vi le faceți pentru un termen mai scurt. Sau e vorba de pasiunea voastră. Parcă mai aveți puțin de așteptat și sunteți foarte bucuroși. Ce anume se întâmplă? Este împărăteasa, dragi săgetători. Un confort mai mare de care dați dovadă în această perioadă. Posibil să fie vorba de un noroc mare pe care îl aveți pentru casa voastră, pentru confortul vostru, iarăși pentru alți săgetători. Poate e vorba de o relocare sau de ceva înalt ce vreți voi să atingeți în această
perioadă și văd că sunteți dispuși să lăsați ceva în urmă. Unii săgetători, posibil să vă apucați de făcut curățenie prin casă, să aruncați lucruri sau, cine știe, poate chiar să abandonați anumite convingeri pe care le aveați, un anumit mod de a acționa și uitați ce sigur sunteți aici pe voi. În schimb, mai aveți de așteptat. Parcă cineva vă încurajează, cineva vă sprijină. Alți săgetători, posibil să alegeți, știu eu, să vă mutați, mai ales pentru cei care încă stați cu părinții, chiar dacă aveți o vârstă. Asta e situația, uneori finanțele nu ne permit, da? Asta este situația. Posibil unii chiar să vă luați inima în dinți, spuneți gata, plec la casa mea sau gata, încerc cel puțin să-mi caut. Acum nu neapărat toți vă mutați sau știu eu. Rezultatul final, regele de cupe. Aici văd că sunteți foarte emoționali, foarte sensibili în acest weekend și chiar reușiți să vindecați ceva, reușiți să finalizați ceva. Văd o creativitate mare pe care iarăși o aveți în acest weekend, poate chiar în urma unei discuții cu un bărbat pentru doamne și domnișoare. Pentru domni văd aici că este o persoană care vă inspiră, o persoană care este foarte sensibilă și care este pe inima voastră. Unii, dacă sunteți singuri, mai ales bărbați, aveți ocazia să cunoașteți o persoană. Dar într-o situație așa mai rigidă, într-un oraș probabil sau undeva într-un drum scurt, dacă ieșiți, comunicați, aveți toate șansele. Dar oricum ar fi, văd că ceva se clarifică aici la voi sau cel puțin reușiți să luați o decizie extrem de benefică împreună cu o persoană. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Și aveți așa, regina de monede. Wow, primiți niște bani. Vă răsfățați în acest weekend. Ce faceți? Unii capricorni, posibil să stați să vă gândiți foarte serios la o propunere pe care cineva v-a făcut-o sau la o întâlnire, la un contract, la o înțelegere. Dar, dragilor, nu mai priviți atât de mult spre trecut. Încercați să acționați. Întorceți-vă cu fața spre viitor, spre ce urmează să vină. Pentru că e un weekend destul de frumos pentru voi, în care, eu nu știu, chiar aveți ocazia să luați niște decizii importante sau să rezolvați ceva care ține de zona banilor. Adică aici ar putea să apară norocul, dar mai depinde și de voi, că știți cum e, Dumnezeu îți dă, dar nu bagă și în traistă. Ia uitați aici ce determinați sunteți voi pentru a rezolva ceva din punct de vedere financiar sau poate chiar împreună cu o femeie, dacă sunteți bărbat. Ce anume se întâmplă? Nebunul. Ia uitați ce curajoși sunteți și dornici de un nou început. Apare o noutate plăcută pentru unii capricorni, o noutate extrem de frumoasă. Unii posibil să vă apucați să reacționați într-un mod diferit și să vă gândiți mult mai mult la voi. Ei, asta ar fi o idee bună. Să vă gândiți mai mult la voi și să nu vă mai sacrificați atât de mult pentru ceilalți. Da? Pentru că, ia uitați ce stabilitate vine către voi într-un drum scurt sau dacă vreți să rezolvați ceva, încercați să vă mai plimbați în acest weekend, să comunicați, să acționați într-un mod diferit, să fiți deschiși la tot felul de distracții, pentru că de acolo poate veni soluția. Rezultatul final, valetul de cupe. Ia uitați ce veste frumoasă primiți. Posibil să fie vorba de cuvinte de laudă, de apreciere, cuvinte frumoase. Da? Dar unii capricorni, nu știu, posibil să aveți parte de o supărare, da? Care ține de un copil sau ceva care are legătură cu copilul vostru interior. Deci mare atenție, dragi capricorni, din acest punct de vedere. Ia uitați. E vorba de niște lucruri vechi pe care trebuie să le lăsați în urmă. Trebuie să le lăsați în urmă pentru că, ia uitați, deci sunteți foarte prinși în trecut, în ce s-a întâmplat. Încercați să acționați diferit, rupeți lanțurile, rupeți barierele și lucrurile se rezolvă. Posibil să aveți de dat niște bani unui copil sau e ceva veche sau ceva din copilărie, nu știu, ceva care nu vă mulțumește. Dar dacă v-am spus, dacă vă lăsați așa în urmă trecutul și dacă încercați să puneți osul la treabă, cu siguranță lucrurile se rezolvă. Dacă vreți, pentru cei care așteaptă niște bani, lăsați banii aia, vin, nu vin, voi încercați să găsiți o altă sursă, pentru că așa, ca și secret, să știți că urmează o perioadă în care se cere să ne bazăm foarte mult pe forțele noastre proprii și nu pe ceilalți. Dragi vărsători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Hai că această conjuncție se petrece pe casa banilor la voi. E, ce mai vreți? Vin banii.
situația, aveți un 3 de bâte, da, ceva legat de un drum, de o călătorie, faceți planul, ia uitați ce determinat sunteți voi aici, să faceți un drum, o schimbare, o mutare. Parcă mai aveți puțin de așteptat și lucrurile se finalizează, dar ia uitați cât de determinat sunteți, cât de porniți sunteți aici. Unii posibil să fiți foarte determinați să faceți un drum sau vă este dor de ceva care este la distanță. Ia uitați, posibil să programați o întâlnire cu o persoană dragă vouă, da, poate avea legătură cu un copil sau cu o nouă relație, cu o nouă etapă, un nou vibe care se anunță aici. Ce anume se întâmplă? Aveți un as de bâte, dragi vărsători, și asta înseamnă un nou mod de a acționa, înseamnă o idee bună care vă vine, o idee nouă. Ia uitați ce frumos arată, e senin. Și vă oferă foarte multă încredere în voi. Ia, s-a întors o carte. Spânzuratul. Este ceva total diferit față de cum v-ați fi așteptat voi. Poate cine știe, stând așa într-o după amiază sau stând așa într-un moment, vă vine o idee absolut genială, dar pe care trebuie să o și puneți în practică, pentru că acest as de bâte, așa cum vine ideea, se poate și stinge și poate fi ceva care ține, așa cum am spus, de zona voastră financiară. Rezultatul final, 8 de spade. Aici vă văd destul de blocați. Poate să fie vorba de un blocaj care ține de mintea voastră. Știți cum e? Orice e posibil în această lume, iar acest nou început, care vă bucură, vă oferă foarte multă încredere în voi. Ia uitați ce bucurie frumoasă aveți. Și ceva care ține și de un drum sau de o persoană de la drum. Dar trebuie să ieșiți din tiparele minții voastre, că să știți faptul că orice este posibil în lumea asta, dar mai depinde și de noi. Dacă mintea noastră spune nu, 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 nu se poate, nu se poate, nu se poate, atunci nu o să se întâmple. Deci încercați să vă detașați aici, încercați să acționați într-un mod diferit, lăsați tiparele societății, lăsați tiparele minții voastre, ce aveți voi pe acolo, principii de viață și mai știu eu ce. E un blocaj mental în care se cere să acționați, repet, într-un mod diferit. Dragii mei pești, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă în acest weekend. Hai să vedem conjuncție la voi în zodie. Mult noroc pentru cei mai mulți pești. Ia să vedem. Situația 4 de spade era de așteptat. Un weekend în care peștii pur și simplu meditează, se odihnesc, analizează lucrurile. Posibil să vă izolați puțin de ceilalți. Sau cine știe, fiind în cadrul unei întâlniri de familie, în cadrul unei petreceri, petrecere nu neapărat acum cu muzică și cu lăutari, pur și simplu vă întâlniți cu o persoană sau cu mai multe persoane, ciocniți ceva, stați de vorbă și uitați aici cât de înțelepți sunteți voi, dar e ca și cum sunteți foarte mult puși pe gânduri de o anumită situație, sunteți așa într-o stare de meditație, ca să spun, în acest weekend, referitor la o relație, referitor la o decizie pe care e nevoie să o luați. Poate avea legătură cu o neînțelegere într-un cuplu, da? Sau ceva ce nu înțelegeți voi legat de un cuplu din preajma voastră. Ce anume se întâmplă? 6 de bâte. Ia uitați, victoria, dragii mei pești. Aveți parte de o reușită, de o bucurie în acest weekend, care poate avea legătură ori cu o persoană mai în vârstă, ori cu o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. Și pentru alți pești chiar putem să discutăm de o persoană mai pusnică din fire. Ia uitați, o victorie care ține ori de o femeie care stă bine din punct de vedere financiar, ori o reușită, o veste bună care ține de casă, care ține de stabilitatea voastră. Dar totuși vă văd aici destul de sceptici, adică nu prea comunicați foarte mult, da? Rezultatul final, asul de spade. Găsiți o soluție la o problemă. Poate chiar unii pești luați o decizie extrem de importantă pentru voi, pentru inima voastră, pentru înțelepciunea voastră. Luați o decizie sau apare un element de noutate care vă bagă ușor în ceață. Adică apare element de noutate, spuneți, da, interesant, bun. Dar mai departe nu prea știți cum să reacționați și sfatul este să vă ascultați intuiția. Lăsați mintea pentru că nu știu acum cât de mult vă ajută. Repet, sunt destul de multe planete și în pești, ori să mai intre și în vărsător, deci e bine totuși să ascultați și intuiția și mintea și să găsiți o soluție dintre cele două. E ceva care ține de o provocare, dragi pești, sau de o persoană de la drum. E vorba de o provocare în care trebuie să vă împărțiți într-un mod egal, între minte și inimă, loc de muncă
și viață personală, cine știe. Dar ia uitați că dacă vă vin niște vorbe, vă vin niște sfaturi de la o persoană foarte puternică, o persoană care vă poate clarifica viața. Și ia uitați ce discuții interesante aveți aici despre o pasiune, despre na, ceva care ține de planul vostru, știu eu, pasional, da? Deci e bine totuși, dragi, sper să combinați lucrurile în acest weekend. Dar oricum ar fi un weekend frumos cu noutăți plăcute, dar depinde și de voi, repet. Dragilor, acestea au fost citirile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, aveți un weekend binecuvântat, cu mult noroc. Nu uitați, fără prea mari iluzii, stați cu picioarele pe pământ și profitați de energiile frumoase care se așterg.